Trebuie să recunosc că am o fascinație pentru camera de fotografiat de la Fujifilm. Asta e și motivul pentru care am cumpărat o nouă cameră. A 7 sau 8. Deci acum ați văzut că este vorba despre Fujifilm X-Pro 2. Această cameră e un model mai vechi. Deci nu am cumpărat un model actual. Însă, în ciuda vechimii pe care o are această cameră, nu am pierdut foarte mult din valoare. Și în acest moment, în anul 2023, este foarte, 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 foarte greu să găsiți o cameră, o asemenea cameră, în condiție bună. Seria este 94M5-0016. Asta înseamnă că este făcută în 2019, în al patrulea trimestru. Haideți să vedem. E pentru prima dată când cumpăr o asemenea cameră, o cameră așa de veche, la un preț atât de mare. Avem niște un CD-ul și manualul de utilizare în limba engleză. Camera. Care într-adevăr pare să fie aproape nouă. Într-o condiție impecabilă. Nu are bateria montată. Are două sloturi pentru card SD și evident că niciunul nu este ocupat. Niște porturi de conexiune. Haideți să vedem ce mai e în pachet. Aici trebuie să fie încărcătorul, bateria NPW126S. Haideți să punem bateria și să punem și bateria în cameră. E aceeași baterie care se găsește și la XT3 și la XH1. Am curea originală de la Fuji. Eu folosesc un sistem de la Peak Design pe care o să-l adaptez și la această cameră. E bine de știut că există. Și trebuie să fie încărcătorul ăsta, care cred, după cum arată, că este la fel ca cel din XH1. Da, într-adevăr este varianta mai scumpă, dacă vreți, de încărcător ca și XH1. Mai avem aici în plus niște accesorii pentru cameră care se prind aici pe aceste urechi. Dar pentru că voi folosi, așa cum v-am zis, ceva de la Peak Design, nu e cazul, așa că vor rămâne în cutie. Să montăm și un card în această cameră. Pentru asta am ales un SanDisk Extreme Pro de 32 de GB, care ar trebui să fie suficient pentru a face câteva sute de fotografii. Observăm faptul că este setat pe black and white, se pune pe standard, nivelul de white balance este pus pe back, să-l punem pe mod automat și să încercăm să facem o poză. Bun, și observăm un lucru. Deși am introdus un card nou înăuntru, această cameră indică următorul lucru, 5333. 1-1. O să luăm cardul și ne uităm online să vedem într-adevăr câte fotografii s-au făcut cu această cameră. Ok. Există online o pagină pe care o să vă las în descrierea filmului, unde putem uploada o imagine și site-ul ne spune în mod automat câte imagini s-au făcut. Da? O să vedem că am făcut o fotografie JPEG și una RAW. Haideți să vedem. 1186. Cum îmi explic eu acest număr pe care l-au fotografiile este că în această cameră s-au introdus carduri
care au fost în altă cameră. Și în mod normal, această cameră preia ultimul număr de pe cardul care a fost introdus. Deci așa se explică faptul că numărul imaginii este 3111. Acesta a fost, prieten, o primă privire la această cameră pe care am cumpărat-o, care sper să fie într-adevăr așa de reușită pe cum o laudă toată lumea. Și după ce voi fi folosit-o o perioadă de timp, o să revin la voi cu un feedback pentru a vă spune dacă mi-a plăcut sau nu această cameră. Imaginea pare să fie mai mult decât ok. Din păcate, camera nu are touchscreen. Dar evident că o cameră nu se testează cu o singură fotografie și pentru asta va trebui să ies să fotografiez cu camera. Ok, prieteni, aceasta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat. În măsura în care filmul meu a fost interesant pentru voi, m-aș bucura să primeți din partea voastră un like și un share. Și dacă filmele făcute de mine vă plac, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, stay sharp! Ciao!